Салют, Сергей. Да, 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 салют. Да. Бай, кумеш мой, дай тебе пуп. Ну. Ești ok? Eu aș vrea să, știi, perioada asta și aș vrea să păstrez distanțarea socială. Aoleo, să nu-mi spui că ești nebun de aia care crede în COVID și toate prostiile astea. Păi cum adică nebun care crede în COVID? Dar ce mă, epidemia ține de credința oamenilor? Ce, există martorul lui COVID? Păi e un fapt, e o boală, se transmite, trebuie să ai grijă. E normal că există martorii lui COVID. Nu ai auzit de rugăciunea, crede într-unul COVID-uț, Bill Gates ne bagă cipuți, ne dresează ca pe maimuțe doar ca să purtăm măscuțe. Ascultă la mine, asta e făcătură de guvern, ca să bage frica în oameni, ca să-ți fie frică, după aia să te vaccineze cu 5G-ul și să bage chip. Fii tu sincer, știi tu pe cineva care a avut COVID? Da, cunosc câteva persoane, da. Sigur nu erau actori? Da, sunt sigur că nu erau actori. Înseamnă că erau plătiți de guvern ca să bage spaima în oameni, ascultă la mine. Păi ai auzit cazuri din astea? Am auzit cred că câteva zeci de mii de cazuri de astea, ascultă. Păi în total sunt 30 de mii. Păi stai că mai urmează, că ăștia-s plătiți în avans, de acum urmează să mai apară. Da, ok. Și în rest, cum ești cu jobul? Jobul? Nu mai există de mult. Am altă meserie acum. M-am făcut covidolog, epidemiolog și cu formator de opinie online. Epidemiolog? Păi și ai studii în domeniul ăsta? Ei, am studiat. Am Facebook și am dat like la toți oamenii care se pricep în domeniu. Cântăreți, actori, influencer, de ăștia, oameni care au bloguri, oameni de ăștia care știu ei cum stă treaba, că au informații bune. Adică dacă scrii la el pe blog înseamnă că e adevărat, nu? Păi de ce n-asculti părerea unor medici sau unor experți în domeniu? Păi de ce asculti de medici, mă? Medicii au milioane de vizualizări? Au medicii în trending? Nu! Știu cumva medicii să joace sau să cânte? Nu, nu cred! Păi vezi, bă, nu ești în trending, nu existi, cum să te asculti pe tine? Păi și asculti niște artiști când vine vorba de virus? Păi doar bineînțeles, doar n-am să cred în tot felul de experți cumpărați de oculta mondială și de guvern. Ascult de oamenii liberi și puternici, adică artiștii, că ăia trebuie să ne reprezinte când vine vorba de virus și de epidemie. Ascultă la mine, virusul nu există. Pe mine mă doare gâtul că mă tras curentul. Deci nu ți-ai frică de virus, dar ți-ai frică de curent. Păi da, clar. Tu nu ai curent la casă? Ai ținut vreodată ușa și geamul deschis în același timp? Ai văzut cu ce forță se închide ușa? Parcă e un om invizibil. Ei, când o să închide virusul ușa cu aceeași forță cu care închide curentul ușa, atunci o să cred și în el. Da, 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 pare o explicație foarte bine argumentată. Păi și dacă e adevărat și există, tu nu te expui unui risc inutil? Am văzut eu pe un site de sănătate, am văzut acolo articol mare. Medic rupi tăcerea. Cine ascund guvernele despre virus? Și acolo scria că dacă mănânci mult pătrunjel, te salvează. A, deci așa se numește articolul și tu ai deschis articolul ăla. Eu știu că e sceptic, dar și eu eram ca tine, dar ascultă la mine, de când am văzut în horoscop că zodia mea e incompatibilă cu orice boală, nu mai am problemă. Plus, când mi-au dat și o ghicitoare cu ghiocul și mi-au dat în prima, bu, incompatibilitate astrală. Deci tu crezi în horoscop, dar nu crezi în epidemie. Ah, ok. Păi da, că tu nu vezi virusul, dar eu noaptea văd luna cum intră în conjunctură cu Saturn ca să-mi afecteze mie astrele. Stai să înțeleg. Deci tu crezi în horoscop, dar nu crezi în virus, crezi în că te trage curentul, dar nu crezi în pandemie și asculti părerea artiștilor când vine vorba de COVID. Dar chiar și așa. Mă, tu ai tușit acum? Da, mi-am prins puțin gâtul. Păi sigur e doar asta? Nu cumva e virusul? Păi tu oricum crezi în virus, nu? Păi eu nu cred în el, dar dacă tu crezi în el, s-ar putea să-l ai și mi-l dai și mie și după aia încep și eu să cred în el, înțelegi? Da, cred că nimeni nu înțelege ce zici. Păi ori crezi, ori nu crezi. Păi normal că cred, mă, trebuie să mă înțelegi și pe mine, că dacă spun că nu cred, altfel mă bagă lumea în seamă pe Facebook, primesc mai multe like-uri, îmi zice chestii de parcă chiar știu ce vorbesc. Na, mă salută când mergem la protest împreună, altfel treaba. Trebuie să înțelegi că m-am simțit așa de singur în pandemia asta și m-a băgat nimeni în seamă. A fost greu și pentru mine, trebuie să mă înțelegi. Gata, hai că iartă-mă, dar trebuie să plec, mi-e și frică și trebuie să ajung și la protest. Hai, pa, pa. Aha, deci adevărata conspirație e că unii suferă de lipsă de atenție și pun viața altora în pericol. Se pare că, în continuare, cel mai periculos virus este prostia umană.